Bine v-am găsit pe toți la Elephant Fest. Astăzi ne întâlnim cu o autoare fabuloasă, cu Ioana Nicolae, care este și poetă și prozatoare marcantă. Este literar vorbind, în sensurile cele mai profunde, fiica locului ei, ca scriitoare, în special ca prozatoare, respectiva zonei Bistrița-Năsăud, în care cred că cei care au excelat în literatură din aceeași zonă, respectiv George Coșbuc și Liviu Rebreanu, s-ar simți extraordinar de împliniți și de mândri să vadă cine le continuă valoarea deosebită în literatura română. Eu sunt una dintre persoanele care au luat-o de mână prima oară pe Ioana Nicolae ca prozatoare la Cerul din Burtă și efectiv a fost o carte ca o revelație, pentru că rar găsești în literatura română o carte care să plece de la experiența genuină a femeității, a stării de Gaia, Glia, mama, cea care naște ființe vii, în modul exemplar în care a făcut-o ea. Această trilogie, căreia putem să-i spunem al nordului Transilvan și din care fac parte Pelinul Negru, Cartea Reginei și această ultimă, dar nu cea din urmă, carte despre nord, cred, tot înainte, dă seama de o lume într-un mod exemplar. Adică ce vreau să spun este că senzația mea, starea mea în timpul lecturii a fost că Ioana își înțelege menirea fundamentală a unui scriitor. Să fie conștiința de sine, să fie conștiința autoreflexivă a unei lumi despre care, dacă unii autori nu ar scrie nimic, s-ar naște și ar dispărea necunoscut, ca și când n-ar fi existat. Deci Ioana, alături de marile nume despre care am vorbit până acum, dă seama de o lume, este fiica acelei lumi și e conștiința de sine a unei lumi căreia îi dă viață prin literatură și, într-un fel, îi dă nemurire prin literatură. Cel puțin asta sper eu, cel puțin asta înseamnă pentru mine cărțile ei. O să mă opresc în acest moment ca să o rog pe Ioana să ne spună care e, ce poate ea să ne spună, de fapt, din relația cu această trilogie cu totul excepțională. Mulțumesc întâi foarte, foarte mult pentru această introducere, Mihaela. Să știi că am fost chiar emoționată, mi-a tremurat așa inima odată, pentru că în timp ce vorbeai tu, mi-am adus aminte de mai multe lucruri. Mi-am adus aminte, da, de Cerul din Burtă și de felul în care ai susținut această carte a mea, care era o carte între lumi, era o carte atât de poezie cât și de proză. Și era o carte despre o lume întreagă care urma să se nască, pentru că fiecare copil care vine pe lume este firește viitorul, este ceea ce continuă. Și tu atunci mi-ai fost foarte, foarte aproape. Apoi mi-am adus aminte de cum am fost la lansarea volumului Nașterea istorii trăite, unde iarăși a fost foarte emoționant, pentru că în această carte vorbeam despre atâtea experiențe legate de maternitate. Eu am început, cum ai spus tu, ca poetă, am avut această carte de graniță și după aceea am ajuns la aceste romane despre care noi vorbim astăzi. Este foarte ciudat pentru mine că ele sunt o trilogie, nu m-am gândit niciodată că vor fi o trilogie, de altfel tu acum ai spus că s-ar putea să nu rămână așa, s-ar putea să continue. Aici iarăși este o intuiție, dar înainte de a merge acolo, pentru că nu avem mult timp, o să vorbesc despre tot înainte, pentru că acesta este ultimul roman din această serie. O să iau
cu alte cuvinte, de la sfârșit, ca să mă duc către primul, către primul, acesta fiind Pelinul Negru. Tot înainte este povestea celui de-al patrulea copil al familiei Bulța. Această familie are 12 copii și este cea care apare în toate cele trei cărți. De ce apare această familie în toate cele trei cărți? Este extraordinar de simplu, pentru că eu, autoarea, o cunosc foarte bine, pentru că eu m-am născut într-o familie cu 12 copii, eu sunt al patrulea copil din familie și acum dumneavoastră ați fost foarte atenți și am spus că tot înainte este vocea celui de-al patrulea copil. Eu sunt al patrulea copil al acestei familii și în cărțile celelalte două care au apărut, este alt narator. Dacă vreți, e ca în cărțile lui Dorel, în Quartetul Alexandria, acolo erau patru cărți. Întotdeauna punctul de vedere este reflectorul care se mișcă peste o lume și care scoate în evidență altă parte a acelei lumi. Ei, în tot înainte, chiar mi-am folosit biografia și vreau să subliniez și voi spune la fiecare întâlnire cu publicul, chiar dacă întâlnirile acestea se întâmplă așa, prin ecran, că a fost important adevărul. Când am scris tot înainte, nu am încercat să ficționalizez. Nu am încercat să-mi calibrez biografia într-un sens ideologic sau într-o direcție în care ea nu a fost genuin, nu a fost în mod natural. Eu așa am trăit cum trăiește Arsenia, fetița din această carte, care este urmărită de la 5 ani până pe la 16 ani. Cartea se termină în decembrie 1989, când personajul meu habar de avea că va urma o revoluție. El știe doar că i s-a trasat viitorul, pentru că frânghia care adună toate mărgelele din care este alcătuită această carte sunt secvențe din biografia Arseniei, sunt întrebări revelatoare și care toate au un miez foarte straniu. După ce am scris eu cartea, mă și gândeam, Doamne, dar cum am putut trăi lucrurile alea? Doamne, dar cum de s-au întâmplat? Nu doar pentru că sunt foarte literare în sine, ci pentru că sunt incredibile. Uitându-mă în urmă, când mă gândesc la viața, îmi pare că e acură, repovestită de o străină gură, zicea Emilia. Ioana, îmi dai voie să întrerup puțin? Da, da. Deci am citit cartea aceasta de 2 ori și jumătate. Cum de altfel mi s-a întâmplat și cu Cartea Reginei, pe care cred că am citit-o de 3 ori. Aici a fost diferența față de Pelinul Negru, pe care am citit-o odată. Și îți spun că am citit-o cu foarte mare greutate, pentru că am refuzat să mă pun în pielea Augustinei. Tu ai reușit să o faci. Ai reușit în mod exemplar să dai glas unui gen de personaj care de obicei n-are glas. Acum însă știam foarte clar că e vorba despre tine și pentru că am avut o experiență relativ asemănătoare scriind cartea cu mintea mea de femeie, m-am gândit așa, de parcă mi s-ar fi sfâșiat ceva în mine tot timpul, mai ales când era vorba de scene și de lucruri pe care le-am reprimat, probabil complet înainte să ne apucăm să scriem. Știi, eu îmi amintesc că nu mi-a ieșit nimic dacă n-am reușit să retrăiesc in integrum starea, situația pe care o povesteam. Și mi-am dat seama că ai făcut tot timpul exact acest lucru. A trebuit să te întorci la tine cea de atunci, in integrum, să o gândești, să o simți și să o trăiești exact așa cum s-a întâmplat atunci. Și știm ce înseamnă asta la nivelul... Pe de o parte, sigur că este uneori este o exorcizare, alteori e ca un fel de terapie de sine. Însă noi de obicei, ca să supraviețuim, mai ales întâmplărilor
care sapă în noi și pe care le închidem în noi, procedăm prin uitare intenționată. Ori acum, cartea sau genul acesta de cărți merg exact în contrasens. Și totuși, mie cel puțin, în ce mă privește, la sfârșitul demersului meu, am simțit că am scăpat în sfârșit. Și te întreb pe tine dacă te simți mai eliberată. E foarte bună întrebarea. Nu, Mihaela, nu mă simt mai eliberată și pentru că aș fi putut să mai adaug multe alte nuclee narrative. Adică povestea nu este numai atâta. Însă atât am prins în tot înainte pentru că m-a interesat exact formarea acestei fetițe. Cum se formează ea sub vremi? Cum se formează ea în anii 80 când discursul exterior acela oficial îți dădea toate șansele din lume și că realitatea era cu totul alta, în subterană. Viața trăită era cu totul alta. Eu povestesc despre viața trăită. Copilul acesta, cum se duce el, știu de la experiența din spital, cum își dorește el să ajungă femeie de serviciu, cum își dorește el să ajungă gestionar, adică vânzătoare la magazin, pentru că asta e slujba supremă, gestionarul era cel care împărțea mâncarea, cum își dorește să ajungă tovarășa de la dansuri, cum își dorește să ajungă mare sportivă și așa mai departe, ca până la urmă, în carte, ca toate lucrurile să ducă într-o singură direcție, aceea în care, de fapt, trebuie să-și ocupe realitatea prestabilită. Ea nu se poate mișca de sub o lume totalitară. O lume totalitară are regulile ei și atâta tot. Nu poți să scapi de acolo decât dacă ești un supererou. Și ea nu se dovedește a fi chiar un supererou. E pe aproape, dar... Da, nu... Ioana, pe mine m-a ajutat foarte mult cartea asta să înțeleg o generație care se apropie mai mult de generația fiului meu. Spre deosebire de tine, care erai adolescent în anii 80, copil și adolescent în anii 80, eu eram deja o mamă tânără în anii 80. Era o altă situație și vreau să spun că sunt foarte recunoscătoare pentru că am înțeles istoria așa cum ați trăit-o voi. Cumva generația fiilor, aproape fiilor și fiicelor noastre din aceeași perioadă și îmi dau seama îmi dau seama că voi purtați în voi o durere și o neputință mult mai mare decât generația noastră în sensul moștenirii, tarei, sau mă rog că folosești uneori și metaforic și la propriu în alte cărți, în cartea Reginei, de exemplu, lada cu zestre. Ce este în lada voastră cu zestre? Cred că e prima oară când citesc o altă femeie care era copil atunci și poartă o ladă cu zestre care se referă la copilăria și adolescența ei în condițiile în care eu aș fi fost aproape mama, știi? Care vine dintr-o altă copilărie și altă adolescență care nu era atât de fatalistă, în care lucrurile păreau ceva mai puțin de departe de liberul arbitru, cum a fost în cazul vostru. Tu descrii fatalismul și falsitatea lumii acelea, unde nici menghinea nu e menghine, nici aparatul foto la care învățai să faci fotografie n-avea film, deci era o chestie gongoristică lipsită de conținut, numai suprafață, în care realmente viitorul acela tot înainte ar fi putut să poarte la fel de bine numele Să ne târâm înainte, știi? Da, Mihaela, este atât de bine ce spui tu. Experiențele noastre sunt extraordinar de diferite. Eu mereu spun, aici este vocea mea, ce am trăit eu în deceniul 8, eu însemnând eu, o comunitate închisă din nordul țării, o lume aproape arhaică,
întâmplător populată și de turiști, pentru că acolo era o stațiune, dar esențial este experiența mea legată de comunism. Pentru că fiecare dintre noi a avut alte experiențe și cei, nu mai zic, în aceeași perioadă, în anii 80, evident că știu un copil care a trăit în București, a avut o experiență diferită, nu fundamental diferită ca background, diferită în anumite nuanțe ale ei. Dar atât. În schimb, cei care au trăit în deceniul 7 au avut altă experiență a comunismului, în deceniile anterioare alta. Fiecare e o poveste. Fiecare dintre aceste lucruri este o poveste. Și eu de asta m-am străduit să-mi fac partea de, tu ai spus, menire și să scot la lumină și această carte. Da, da. Știi? Cred că, într-un fel, eu am copilărit tot în Transilvania, într-un sat, știi? În sensul acesta ne unesc mai multe decât credem noi. Suntem rădăcinoase într-o formă interesantă, ambele pe Transilvania. Știi, mie mi s-a părut că, într-un fel, ai simțit o nevoie pe care am simțit-o și eu când am scris mult, inspirată cumva din zona aia. Că am fost o mare norocoasă, că am ieșit din cleiul determinismului unei anumite lumi, că față de ceilalți copii care au rămas în lumea aceea și au intrat în jocul ei prizonieri într-o anumită lume și într-o predeterminare, eu am avut fantasticul noroc să scap din ea și că mă obligă conștiința morală să dau seama de lumea aceea, să nu las să se ducă complet. E foarte frumos, în mintea mea de femeie e foarte frumos. Da, Ioana, eu vorbeam de mintea ta, de arsenica, de copila arsenica, care dă seama de lumea ei, Arsenia, știi? Sunt foarte mulți oameni care fug de o perioadă în care au fost și multe traume, au fost și multă dragoste, a fost învățare, a fost înțelegere. În definitiv, lumea aia cu miracolele ei și cu relele ei a fost lumea ta, te-a construit. Exact. Dar știi, capacitatea asta să te întorci la ea cu o înțelegere extraordinară și cu foarte multă dragoste și cred cu un fel de datorie morală să nu fie uitată. Să fie înțeleasă, știi? Da, Mihaela, exact în introducere, nici nu știu cât timp mai avem, tu ai zis un lucru și anume coborârea asta în trecutul pe care de obicei oamenii îl uită. Ei, cum se întâmplă lucrul ăsta? De ce ajungem să plonjăm în așa ceva? Cum a fost cu mine să mă duc în mintea reginei? Femeia cu trupul ei de 1000 de kilograme, alcătuit din copiii ei, de fapt, copiii ei fără nume, pentru că ei toți sunt părți ale acestui trup. Cum a fost să mă duc în pelinul negru, în mintea acestei fetițe, care nici nu poate da seama de o lume? Păi știi cum a fost, Mihaela, când terminam cât un capitol din pelinul negru, era așa. Terminam și nu mai puteam vorbi câte două ceasuri. Mă duceam în bucătărie, tăiam ceapă, frecam lucruri în continuu, fără să-mi pot reveni. Nu mai eram în stare de nimic. A fost, cred că, cea mai grea poveste pe care am scris-o. Apoi, cartea Reginei, firește, m-a consumat foarte tare, pentru că acolo datoria era și mai mare. Apăsa greu pe umerii mei. Acolo voiam foarte tare să o salvez și pe Regina, Regina fiind o proiecție a propriei mele mame, care trecea atunci în clipe grele când eu scriam cartea și eu voiam să termin cartea aceea, orice ar fi, voiam să o termin, să o duc la capăt, dacă se poate, atâta timp cât ea încă mai este pe lume. Și a fost o luptă a mea. Și cartea, într-adevăr, a fost scrisă cu o foarte mare încărcătură emoțională și aceea, deși foarte mulți oameni mi-au spus
că este o carte care îți întinde suportabilitatea la limite nebănuite. Vreau să spun, Mihaela, și tu știi asta, și cititorii care au citit cartea, mai ales cititoarele care mi-au trimis mesaje, știu foarte bine că acolo e de fapt doar o părticică din poveste. Povestea e mult mai mare. Acolo, deși pare că e insuportabil lui extrem, ei, granițele extremului se întind colosal. Dar, sigur, ea, Cartea Reginei, rămâne așa cum este. Și m-am bucurat foarte mult, Mihaela, că mi-ai fost alături și la lansarea Cărții Reginei. Ioana, eu cred că Cartea Reginei, în sensul acesta, mi se pare că are densitatea cea mai mare. Pentru că realmente, cum să spun, starea aia, fiecare naștere este o golgotă. Starea aceea de uitare de sine, dar fără trufia prealabilă, respectiv ca în cartea lui Iov. Starea în care tu te dizolvi în identitățile tuturor copiilor tăi și refuzi să fii altceva decât ei și o prelungire a lor, în care capul tău e de fapt capul care poartă toate căciulițele pe care le tricotezi. Mâinile lor, rănite sau nerănite, te rănesc de fapt pe tine. Deci e fantastic această transpunere în starea de mamă a 12 copii. În primul rând, e foarte, foarte greu când avem o experiență istorică a povestirii despre naștere suficient de mare ca să ne raportăm la prea multe lucruri. Dar aici, să-ți dai seama că te raportezi la o maternitate pentru 12 copii, că ești un trup care are 12 capete, 12, 24 de mâini, 24 de picioare, 12 ficați. Îți dai seama. Deci mie mi se pare uluitor, dintr-un cap într-altul. În sensul acesta, povestea ta, tot înainte, e aproape veselă. Da, prin comparație. Adică, sunt și multe chestii din astea asumate, în care apar scene. Arsenia ta are și simțul umorului, are un puternic simț al realității, este extraordinar de adaptabilă. Este ea însăși, spre deosebire de Regina, care este toți ceilalți. Adică lucrurile astea sunt foarte evidente. De aceea, cu ocazia reîntâlnirii de astăzi, am luat-o a treia oară cartea. Reginei l-a citit, că tot înainte o terminase mult înainte să știu că urmează discuția asta între noi. E teribil. Și cum să spun? De fapt, pot să spun un singur lucru. Sunt recunoscătoare că l-ai scris. Cred că lipseau extraordinar de mult și lipsesc astfel de cărți atât de asumate în toate sensurile din literatura noastră. Cred că dai seama de o lume și de ceea ce eu numesc femeitate, nu feminitate, femeitate, starea genuină, faptul de a fi femeie, această diferență specifică, într-un mod lipsit de lamentări, de văicăreală, non-victimist, de mare forță, de conștiință de sine, pentru că, până la urmă, personajul tău, cu toate determinismele lui, Arsenia, ea are forța să se adapteze și să răzbească. Pare să fie prizonieră într-o predeterminare, dar, în mod clar, e o prizonieră care, dacă găsește o mică fisură într-un lanț, sigur va lua un bonfire real și va tăia lanțul, știi? Te aștepți tot timpul să facă chestii de astea. Este mai aventuroasă. E splendid. Deci, cum să spun, eu sunt recunoscătoare. Proza, cum să spun, seva asta extraordinară. De mare semnificație, de profunzime, lipsită de, cum să spun, chestii melodramatice, specifice de fapt unui anumit spirit transilvan în care oamenii așează lucrurile în ordine,
fără să facă din astea o monotonie, dar le recompun frumos, știi? Pe care, sigur, o găsești foarte bine și la Rebreanu. Eu îți spun, mă și gândeam că acești doi mari scriitori ar fi tare bucuroși să te cunoască. Ei, într-un fel apar și eu tot am mai vorbit despre Rebreanu. Ei sunt un om, mereu am cât un omagiu către ei. Aici, din Cartea Reginei, cred că am început, nici nu știu dacă și în Pelinul Negru este asta. Mi-a plăcut foarte mult să preiau de la Rebreanu orașul Armadia, numele orașului Armadia, care apare în romanul Ion și care este numele pe care el îl dă orașului Năsăud. Da. Acest Năsăud, unde, sigur, regina se ducea să nască, Arsenia se ducea să-și facă și ea diverse investigații pentru diverse lucruri. Eu însă mă duceam să-mi fac ochelarii, pentru că purtam ochelari din copilărie, Mihaela. Atunci mi-a plăcut foarte mult ca în roman să păstrez numele pe care l-a dat Rebreanu acestui loc, nu să iau numele real al acestui oraș. Și asta mi se pare frumos. Da, e frumos. Cred că ar fi mândru de fiica lui, foarte mândru, și eu sper că fiica lui să-și ia locul în canonul literar la care să aibă acces adolescenții lumii de acum. Mulțumesc mult, Mihaela. Un singur lucru o să mai spun legat, și asta e, voiam să-ți spun ceva nou, pentru că tu ai folosit la un moment dat în introducere cuvântul nemurire. Ei, aveam 12 ani, eu autoarea, când am trăit groaza cumplită, pe care o trăim cu toții, aceea din fața morții. Deodată știm că totul se aneantizează și că noi vom muri. Sentimentul acela că noi vom muri, și de fapt noi și murim în clipa aceea, pentru că trăim moartea, e prima dată când o trăim. Și atunci nu o să uit niciodată scena asta. Sunt două astfel de scene în viața mea, de oroare extremă, una aceea în fața morții și una aceea în fața maternității, când o fată își dă seama că ea va naște copii, dar nu că îi va naște așa cum se nasc copiii, nu ca o fabulație. Și firește, asta a fost alt moment. În primul moment, cu moartea în față, m-am gândit, dar ce ne salvează? Totuși eram disperată, dar ce ne salvează? Dar ce ne salvează? Ce ne salvează pe noi oamenii? Și mi-am dat seama cu mintea mea de copil că fiecare dintre noi se poate salva prin ceva, prin ce are el mai bun. Trebuie să-și găsească lucrul ăsta pe care el îl are cel mai bine, cel cu care a fost trimis în lume, cel cu care l-a trimis Dumnezeu în lume. În cazul meu... Talanții, cu talanții. Da. Și eu am înțeles deodată scrisul. Trebuie să-mi scriu ce faci cu talanții tăi. Da. Îi risipești, îi folosești, dai seama de faptul că te-ai născut cu acești talanți și că este un mare păcat să nu-l folosești. L-ai folosit din plin, Ioana, dar vreau să spun un lucru. Obsesia asta a morții, care domină filozofia și domină în mare măsură și literatura, după principiu, există o singură universală afirmativă adevărată despre oameni. Toți oamenii sunt muritori. Are un corolar. Există două universale afirmative adevărate. Una e cea de care am vorbit, cealaltă este că toți oamenii se nasc. Nu? Ori, mie mi se pare că dai fantastic de bine seama de universală afirmativă care nașterii, care face posibilă cealaltă universală afirmativă. Adică faci un arc frumos între ele două și da, este timpul ca universală afirmativă a toți oamenii înainte să moară, mai trebuie să se și nască, respectiv toți oamenii se nasc, nu doar toți oamenii sunt muritori, își găsește în tine o voce extraordinară și
Și da, e timpul literaturii făcute de data asta și ginomorfic, să dea seama de ambele lumi deopotrivă, iar tu o faci, ți-ai folosit talanții într-un mod exemplar și sunt sigură că în Lada de Zestre mai există foarte mulți. Da, următoarea mea carte, Mihaela, și acum este ceva ce n-am mai spus, nu va fi una a nordului meu transilvan, pentru că nu vreau nici să fiu asociată numai cu această lume, cu acest spațiu, dar mă voi întoarce cu adevărat către el, pentru că eu, când vorbeam despre tot înainte, cartea despre care noi am vorbit mai mult astăzi, spuneam cum am ales să scriu despre ea, întrebând un băiatul adolescent ce ar vrea să citească, o carte despre o fântână sau o carte despre comunism. Și el, firește, că a ales comunismul cu brațele larg deschise, pentru că el e generația care nu știe și care vrea să afle. Și sunt atâtea curiozități despre partea asta. Dar cartea despre fântână este tot o carte a Nordului. aceea însă, sper să am putere pentru ea, va fi o carte complicată, grea. Sper să mă ducă mintea și sănătatea, că întotdeauna, fără astea, degeaba. Te va duce, Ioana, până la Acme mai ai foarte mult. Poți construi enorm până atunci și o faci într-un fel atât de normal și de natural că e uluitor. Nu ai aroganța autorială. Tu scrii ca să înțelegi lumea. Nu ca să demonstrezi ceva, știi? Sau în orice caz, nu ca să demonstrezi ceva criticii literare, de exemplu. Tu scrii ca să înțelegi lumea. Ca să te înțelegi pe tine. N-aș scrie ca să demonstrez ceva criticii literare. Da. Nu, scrisul e treabă complicată. Noi știm ce înseamnă, cât renunți ca să te închizi în spațiul tău, cât de greu ai timp pentru scris, că nu e ușor. Da. Asta a fost lupta cea mai mare, lupta cu timpul. Cum găsesc eu cele două ceasuri în care pot să stau numai cu mine? De fapt, nu sunt două ceasuri, de obicei sunt 5, 6, 7 și ele se întâmplă, mai ales în vacanțe, și sunt așa foarte, foarte concentrate că ies de acolo cu mintea așa flăcăruie, arzând, dar este singurul fel de a scoate la lumină cărțile. Altfel nu. Și sigur, eu aici am mai vorbit de multe ori, este foarte complicat pentru artiste și pentru artiste în general să ajungă să-și scoată opera la suprafață. Eu, dacă nu aș fi avut în 2015 două luni în Berlin, unde îl însoțeam pe soțul meu, pe Mircea Cărtărescu, care avea acolo o bursă, nu aș fi reușit să încep pe Linul Negru. Eu am început acolo pe Linul Negru, am scris două luni, am scris exact până în ziua în care s-a anunțat premiul Nobel pentru literatură. În anul acela l-a luat cartea despre Cernobâl. A fost pentru mine șocant, pentru că eu, când am început pe Linul Negru, Cernobâl nu era un subiect familiar, nu era ceva despre care să se vorbească în literatură. Și atunci când s-a dat acel premiu Nobel, eu am și zis, Doamne, trebuie să-mi schimb tot folderul meu din computer. Numele cărții era Copiii Cernobâlului. Nu mai avea nicio relevanță, pentru că eu nu aveam cum să termin cartea. Svetlana Alexievici, evident, urma să fie tradusă într-o lună, două în românește. De fapt, era tradusă deja cu această carte, numai că nu știa nimeni în momentul în care ea a luat premiul Nobel. Și eu nu puteam să... Eu eram un nimeni. Cum să concurez cu așa ceva? Venea tsunamiul, venea colosul. Și tsunamiul a venit într-un fel bun. El
adus tema, îi se datorează foarte mult, îi se datorează toată discuția din ultimii ani și cartea mea, până la urmă, Pelinul Negru, oricum nu e o carte despre Cernobâl, este o carte despre o fetiță, despre o fetiță care are o neșansă, care încet cu încet, am zis și astăzi într-un anumit context, este scoasă din lume. Este un om venit în lume și aruncat la marginile lumii. Cum se întâmplă asta? Încetul cu încetul, cu niște mecanisme specifice. Asta e în Pelinul Negru. N-a fost ușor. N-a fost ușor să fac. Dar să știi că paginile alea ale atașamentului e extraordinar față de purceluș, care devine un fel de prieten ca un Jiminy sau ceva foarte așa, o prietenie cu totul deosebită. Vezi acum My Octopus Teacher. Dă bine seama de faptul că prietenia nu are specie și dragostea și înțelegerea nu, în chestia asta nu contează specia. Sunt niște scene colosale. Sunt niște scene colosale în care fetița, pe de-o parte, își asumă și condiția celui care e crescut ca să fie sacrificat. Știi? Dar până la a fi sacrificat, poate iubi. Poate înțelege lumea în felul ei. Deci, da. Da, Ioana, ce să spun? Tu scrii. Fiindcă iubești lumea, fiindcă vrei să o înțelegi și fiindcă vrei să le faci și altora dragă, indiferent cât pare ea de amărâtă, de marginală, genul ăla de lume, despre care mai bine nu vrei să știi nimica, pentru că vrei ceva cu balonașe și confeti. Nu, e o lume cu toate complicațiile ei, dar pe care o poți iubi fiindcă cineva te face să o înțelegi. Și pentru că eu, autoarea, le spun asta tuturor celor care ne urmăresc, cu adevărat trăiesc în lumea aceea și o iubesc din tot sufletul. Și poate reușesc să transmit dragostea asta în fiecare dintre cele trei cărți, care, iată, s-au dovedit a forma o trilogie. Nu-mi vine să cred că s-au așezat așa. Da, asta este minunat. N-a fost un plan conștient, deliberat și de aceea ți-a ieșit atât de bine. Mulțumesc! Atât de bine! Eu îți mulțumesc pentru cărțile astea. Sunt, spun, entuziasmul la lectură și uitarea de sine în timpul unei lecturi la vârsta și oboseala mea sunt foarte rare. Cărțile tale sunt un mare, o sursă sigură. Ca să ajung din nou la uitare de sine, să intru în lumea cărții, să intru în lumea gândită de autoare în cazul acesta și să mă pierd acolo.